Magazinele de papetărie din Giurgiu și-au deschis larg porțile în aceste zile pentru a primi părinții și copiii care se pregătesc de începerea noului an școlar. Angajații nu mai pridideți cu aranjarea produselor în standuri, în timp ce cumpărătorii petrec chiar și 10 de minute printre rafturi pentru a satisface gusturile celor mici. În acest an, oferta este parcă și mai tentantă decât în alți ani. Prețurile sunt accesibile oricui, iar produsele sunt în tendințe cu ceea ce se cere mai mult pe piață. De pildă, această fetiță știe foarte bine ce imagini trebuie să conține caietele de la școală, însă ține cont și de sfaturile mamei în ceea ce privește bugetul. Da, cu desene și cu chestii de-astea. Îmi place mai mult cu violeta, cu mai multe, că... Da, ne uităm la desene, la alți copii poate le place altceva, mie place altceva. Ce sunteți interesată să luați? Rechizite pentru școală. Caiete, ce trebuie, acuarele. Cam cât e investiția așa? 5 milioane, vă spun sincer. Cu haine și caiete? Da. Asta este. Oferta cum vi se pare? Bunicel. Am fost și pe acolo, și pe acolo. La un alt stand dedicat elevilor mai mari, o mamă alături de fiul său alegeau cu răbdare caietele, fiind mulțumiți atât de ofertă cât și de preț. Da, pentru școală ne pregătim. Cam târziu, dar după buget. Ce căutați în mod special? Caiete în special, rechizite, penare, pixuri, coperte pentru cărți, caiete, pentru școală. Sunt preferințe sau... Așa, pentru băieți, mai, ca că nu prea mai pune coperte la ele și... Da, ele luăm și noi mai frumoase și mai groase, ca să ține mai mult. Oferta cum vi se pare? Destul de bună. Aici magazinul e lângă noi și e destul de bună oferta. Mai ieftinior. Pentru toate buzunarele de altfel. Ca și noutăți, întotdeauna articolele cu licențe și desene animate sunt la modă. Găsim penare, caiete, rucsacuri și genți cu celebrele Violeta, Sofia, Plușica, Hello Kitty și Minnie Mouse, în timp ce la băieți sunt preferate produsele cu minioni, Spider-Man, țestoasele Ninja și Mickey Mouse. Prețurile variază și ele. De exemplu, un penar simplu poate costa doar 10 lei, dar și 34 de lei, acesta din urmă fiind complet utilat și cu licență. La fel și la rucsacuri. Cel mai simplu costă 34 de lei, în timp ce unul foarte modern ajunge și la 160 de lei. Caietele care sunt cele mai căutate în aceste zile au prețuri între 0,99 lei și 1,75 lei, în funcție de numărul de file și format, însă nu mai mult de 3,50 lei în cazul caietelor studențești. La mare căutare sunt și produsele destinate copiilor de grădiniță. Acestora le sunt dedicate standuri cu jocuri educative, cu foarte multe produse creative, standuri destinate artei cu acuarele, plastiline, carioci și creioane colorate, dar și standuri cu cărți sau accesorii pentru fetițe. Pentru a câștiga cât mai mulți clienți, magazinele au pregătit și surprize. De exemplu, unul dintre ele oferă clienților care cumpără produse în valoare de 50 de lei posibilitatea de a participa la o tombolă în care sunt oferite peste 6500 de premii.